Soarele artificial al Coreei de Sud a stabilit un nou record mondial, atingând o temperatură de peste 100 de milioane de grade Celsius pentru o perioadă mai lungă de timp decât a reușit până acum. Acest soare nu este un corp ceresc tradițional, ci reprezintă de fapt proiectul Tokamak Advanced Research KSTIR, un reactor de fuziune în care ionii și electronii sunt încălziți și separați. KSTIR a reușit să încălzească plasma la temperatură record timp de 20 de secunde, de două ori mai mult decât intervalul de 8 secunde la care s-a ajuns în 2018. În prezent, puține dispozitive de fuziune au reușit să încălzească plasma la un asemenea nivel înalt al temperaturii și, până acum, niciunul dintre ele nu a reușit să încălzească particulele mai mult de 10 secunde. Echipa KSTIR a îmbunătățit performanțele unuia dintre modulile sale de funcționare cu plasmă, numit modul de barieră de transport intern, care a făcut-o capabilă să încălzească plasma atât de mult timp. Tehnologiile necesare pentru operațiuni lungi, care să ducă plasma la 100 de milioane de grade, sunt cheia realizării energiei de fuziune, a declarat într-un comunicat directorul Siwoo Yun al Centrului de Cercetare KSTIR. Succesul KSTIR în menținerea plasmei la temperatură înaltă timp de 20 de secunde va reprezenta un moment important de cotitură în cursa pentru asigurarea tehnologiilor pentru o funcționare lungă cu plasmă de înaltă performanță, o componentă critică a unui reactor comercial de fuziune nucleară în viitor, a mai adăugat acesta.